Continuăm jurnalul cu informații externe. Grecia continuă să ardă. Pompierii s-au luptat cu peste 300 de focare pe parcursul ultimelor zile, iar 20 de oameni au pierit în incendii. Autoritățile le netransmit că au fost identificate și câteva persoane care ar fi pus focul în mod intenționat în mai multe zone din țară. Din 20 de oameni găsiți morți, cei 17 au fost clandestini emigranți care focul a prins acolo, l-au găsit în pădure, ei intrase din Turcia spre Grecia fraudulos și n-au putut să meargă acolo unde autoritățile i-au spus prin 112, nu știind cum să meargă acolo, așa că s-au ars de vii. Celălalți au fost, cei trei au fost cetățeni eleni. Ministrul grec pentru protecție civilă a anunțat că există suspiciuni că incendiile au fost puse intenționat. Acesta a asigurat că cei care au provocat incendiile vor fi pedepsiți cu o amendă de până la 30.000 de euro. Ministrul mediului a ieșit cu o intervenție foarte dură și au spus că există oameni care pun aceste focuri intenționat pentru a face rău țării. Toți acești oameni n-au fost arestați. Au fost doar amendați. 130 de oameni din mai până astăzi au fost prinși să pun focul și toți acești oameni, în afară de faptele de ieri, au fost lăsați afară cu doar numai amendă.